Un autoturism s-a răsturnat și un altul a fost avariat după ce au încercat să depășească aceeași mașină. Șoferii implicați în accidentul ce a avut loc în comuna Cornești nu s-au asigurat în momentul în care s-au lansat în depășirea unui autoturism ce era staționat pe jumătate pe partea carosabilă. Unul dintre autoturisme s-a răsturnat în afara drumului, iar o tânără ce se afla în interior a fost rănită fiind transportată la spitalul din Târgu Jiu. Polițiștii fac cercetări în acest caz, șoferii fiind anchetați pentru nerespectarea normelor de circulație pe drumurile publice și vătămare din culpă.